Bună, dragii mei, salutare! Iată că Craiova câștigă uh, destul de greu cu voluntar 2 la 1 și revine pe primul loc unde, iată că acest campionat a început destul de strâns între Craiova și CFR Cluj. La fel uh, uh, finala de anul trecut uh, dintre Craiova și CFR, iată că continuă și în începutul de sezon. Dar haideți să vedem uh, exact ce s-a întâmplat. Voluntar care mie îmi place foarte mult. Are un stil de joc foarte bun, joacă, Uh, cu Mihai Teja chiar arată foarte bine. Au avut ocazii, uh, acțiuni individuale foarte bune și de multe ori chiar i-a pus în dificultate pe cei de la Craiova. Acolo unde, uh, așa cum am văzut, pe faza ofensivă, merge, să spunem așa, din ce în ce mai bine, însă, însă, chiar dacă a venit și Marius Constantin, încă au probleme. O să vedem în primele 5 minute, chiar în primele 5 minute, o acțiune în zona stângă, acolo unde, să spunem, bancul se Uh, pentru că, așa cum am, uh, am analizat tot timpul, bancul este, să spunem, cu valeități ofensive, da, și de foarte multe ori lasă zona stângă, acolo unde Marius Constantin trebuie să vină să închidă, în cazul, uh, așa cum s-a întâmplat la meciul cu, cu voluntari, uh, unde aici căpățân are un 1 la 1 un duel cu Marius Constantin, unde. Uh, Marius Constantin, deși la experiența lui, n-ar fi trebuit să atace decisiv, da? probabil s-a gândit să oprească, să spunem, atacul până să intre în careu acolo unde este periculos să dai atac decisiv. Însă, cu un dribling destul de ușor, a fost eliminat și a ajuns uh, la finalizare. Iată că, în primele 5 minute, deja, meci jucat acasă, Craiova deja lasă uh, pe voluntar să aibă o ocazie importantă. După care, uh, din nou, minutul 27 o acțiune cu Eric în zonă laterală la fel, unde îl ă, știm foarte bine pe Piliaceli, care contribuie foarte mult la faza ofensivă, construiește foarte bine, are un joc de picior foarte mult, însă și riscă foarte mult. Uh, cred că sunt sigur că majoritatea adversarilor uh, Craiovei studiază foarte bine acest, uh, acest joc al lui Piliaceli, care de multe ori prea multă încredere, da? unde riscă, așa cum s-a întâmplat cu Eric, care a ajuns aici în zona laterală, da? unde un presupus Hence al cu care nu se vede nici pe relori, uh, să spunem așa, a pus în dificultate din nou, să spunem așa, Craiova. După care venim, uh, minutul 34, marcarea golului celor de la Craiova, este o acțiune tare, tare interesantă. Și asta o să vedem unde am mai văzut la uh, mai multe meciuri. Uh, să spunem mai ales cuplul ăsta între Mihailă și Colici, care apare din ce în ce mai mult implicat în mai toate fazele de gol ale Craiovei. Ok, începem cu uh, cei de la voluntari, așezați bine în primă fază, uh, bine în primă fază cu 4 pe linia de fund, da, au trei mijlocași, 3 mijlocași, da, în primă fază, o să dau mai jos ca să vedem toată acțiunea. Acțiunea pleacă de undeva de aici, de la Nistor, Marius Constantin pasează la Nistor. După care bancul lateral, Colici îl avem în primă fază, Mihailă și Ivan. Acestă, această poziționare a lui Colici de foarte multe ori coboară. Da? Am și spus de multe ori că rolul unui atacant este să fie aici, să țină apărarea cât mai, da, să creeze spații. Însă e clar că Colici preferă acest joc, probabil este și antrenat de Bergurii, cred că este o tactică, pentru că de foarte multe ori vine la primit, da. Însă, ce am văzut, mai ales în ultimele două partide, este momentul în care Colici, din vârf împins, vine la primit cu Nistor sau cu Cicăldău, depinde cu care pasează. Însă, în momentul, în momentul ăsta, Mihailă din poziția de 3, intră în centru, lăsându-i loc lui Ban în zonă laterală și Ivan, din zonă laterală dreaptă, vine și atacă, da? Ținând, ceea ce spuneam și înainte, linia de fundaș cât mai aproape, da? Ținându-i, să spunem, sus. Uh, însă, greșeala celor de la voluntari, unde a fost? În momentul în care Colici primește această minge primește o minge în zonă, să spunem, nu periculoasă pentru voluntari, însă agresiv, agresivitatea mijlocașului a fost foarte lejeră. L-a lăsat pe colici să se întoarcă, a jucat la, la margine pentru bancu, da? deci foarte ușor s-a întors cu spatele, a preluat și a jucat pentru bancu. Ce s-a întâmplat după această fază este că mijlocașul, care în primă fază a fost cu colici, lăsându-i acest marcaj liber, Colici a plecat la finalizare, da, apărarea a coborât, a coborât, unde Banco a ajuns, să spunem, la nivel de a centra, la zona de centrare, jucătorul celor de la voluntar s-a oprit. Unde Mihailă s-a poziționat, această centrare care a venit pe Mihailă, da, foarte frumos i-a așezat mingea, unde Colici, din nou, din preluare, a ajuns finalizare. Jucătorul celor de la voluntari, Odată greșeală aici mijlocașul central pentru că l-a lăsat să se întoarcă, să paseze ușor la margine, iar aici nu l-a acompaniat da, pe Colici. Colici a, a pasat și a plecat în careu unde a venit cu finalizare. O acțiune foarte frumoasă, așa cum am spus. Colici, deși a eliberat zona centrală, cei doi, Mihailă și Ivan, au ocupat foarte bine zona centrală. Bun, haideți să vedem uh, o altă ocazie, Mihailă, care era la fel combinație foarte frumoasă. S-a întâmplat în a doua repriză, unde iar la fel... Un 1-2 venit din zona laterală cu colici, cu o finalizare unde putea din nou să marcheze uh, atacantul uh, celor de la Craiova. Unde, iată, 5 goluri în 4 meci într-o formă foarte, foarte bună. Haideți să vedem ce s-a întâmplat la golul celor de la uh, golul uh, marcat de voluntari. Unde, iar la fel, spun de fiecare dată, Craiova trebuie să își îmbunătățească aceste faze fixe. Uh, corner bătut de cei de la voluntar, acțiune, da, fundașii centrali, fundașii centrali, cu colici care este la prima bară, fundașii centrali, în primă fază, da, lăsăm doar atât adversari. Ei bine, se execută fază fixă, corner, se respinge și ce avem, ce se întâmplă la faza următoare? momentul în care faza a ieșit din careu, după corner, minge ajunge undeva în zonă laterală, unde iese fundașul central, Marius Constantin. Vine Vlădoiu, Colici. Automa pleacă de la bare și pleacă. Marius Constantin, Vlădoiu, Bălașa, aici Bancu. Uitați cât de prost rămân această fază. Tocmai pe. Unde au fost greșelile? 1 că Bălașa cu Vlădoiu sunt mult în afara porții. 2. Colici, deși faza nu s-a terminat, în tot timpul când se antrenează fazele fixe, până se termine faza, chiar și atacantul care este chemat în apărare pe faza defensivă la fază fixă, trebuie să rămână până se termine acțiunea. Adică, mingea este afară, mingea este respinsă, abia atunci atacantul pleacă. Ei bine, cred că și Bălașa și Vlădoi în primă fază, știind că este ocupată zona, au venit prea mult în lateral. Deci odată că au ieșit din zona asta, colici, în loc să rămână, să vedem exact ce se întâmplă până când acest duel din zona laterală se termină, colici a plecat, era undeva în zona centrală deja, probabil pe contraatac, în caz că dacă pierdem, ce să fie pregătit. a vrut doi ieșiți, la un moment dat, uh, Bancul chiar face niște uh, semne pentru că s-a văzut că este poziționat foarte... Uh, el era poziționat bine, însă s-a văzut că este în inferioritate numerică și chiar chema să fie ajutat. Ei bine, a ieșit cu această centrare care foarte bine a fost prins, practic, între trei. Bancul la faza golului, între trei adversari, unde și de aici, practic, a finalizat pentru scorul de 2 la 1. Uh, după care... Uh, 70, am văzut acea execuție foarte frumoasă a lui Cicl Mă bucur pentru el că și-a revenit după lovitura de la meciul cu viitor și iată că revine și revine cu meci bun, dar și cu un gol marcat foarte frumos. Până la urmă, așa cum spus, Craiova trebuie să îmbunătățească la nivel de atenție, la nivel de concentrare, la nivel de poziționare, pentru că foarte multe ocazii pe care le lasă, să spunem așa, adversarilor, sunt pe poziționare și pe a gestiona aceste momente. Cum putea uh, fi rezolvată foarte ușor. Colici să rămână în zonă, Bălașa trecut în centru, chemat de către bancul, da, să revină în zonă centrală pentru că a fost foarte multe ieși din cadrul porții. În rest, până la urmă, iată că acest campionat a început, Craiova și CFR se bat umăr la umăr, cel puțin în acest început de campionat. Nu uitați, subscribe, dragilor, acolo și ne vedem la meciul următor. Cu drag!